Flașii și surori, vă invit acum să deschidem Cartea lui Dumnezeu la profetul Daniel, de la capitolul 4, începând cu versetul 18 și până la versetul 34, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, pagina 862 în Biblie. Daniel, capitolul 4, începând cu versetul 18. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește el, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l Tu însă poți, că cea ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrășmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât se înălța, îi se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunze era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuib păsările cerului, ești tu împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri, și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de ramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului, până vor trece șapte vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt împărate, iată o celui prea înalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și șapte vrem vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcină copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne a ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, Pune capăt păcatelor tale și trește neprihănire. Rupi-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va, lungi, ți, ți, ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis, află împărate nebucanețar că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți voi da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremi, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a cuvântul acesta, asupra unui nebuca din țar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost sudat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca, ca, ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, un nebucat din țar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică, și acolo împărăție dăinuiește din neam în neam, amin. Vă veniți să ocupați locurile. Frași, surori și dragi prieteni, nu știu dacă noi suntem foarte atenți la cuvintele pe care noi le rostim. Fie aici în biserică, fie dincolo de zidurile bisericii. Fie cuvinte pe care le rostim între noi, unii față de ceilalți, sau cuvinte pe care le spunem în rugăciune, sau chiar cuvinte pe care le cântăm în cântările noastre. Pentru că unele dintre aceste cuvinte sunt adevărate angajamente înaintea lui Dumnezeu. Bună oară, într-una din cântările din această seară, noi am cântat ceva de felul acesta. Și eu, cât voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că ce am cântat în seara aceasta este angajament înaintea lui Dumnezeu. Pentru că am văzut că Dumnezeu a fost mereu cu noi, că bunătatea lui Dumnezeu ne-a purtat în fiecare zi de grijă. Și chiar în seara aceasta, dacă suntem aici în locul acesta, este expresia bunătății lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb dacă mâine dimineață sau poi mâine dimineață, o să vă aduceți aminte că într-o joi seara, sau în această joi seara, aici în casa lui Dumnezeu, ne-am luat acest angajament. Cât voi avea suflare, voi cânta bunătatea ta, Dumnezeule. Știți ce spune Sfânta Scriptură? Mai bine să nu faci nicio juruință. Adică să nu-ți niciun angajament decât să-ți iei un angajament și să nu-l împlinești înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne ajute să pricepem, dragii mei, că înaintea lui Dumnezeu, cuvintele noastre, angajamentele noastre au mare valoare. Și dacă am spus că îl vom lăuda pe Dumnezeu, asta nu înseamnă neapărat să cântăm toată ziua. Dar să purtăm în inima și în mintea noastră această stare de înălțare a lui Dumnezeu pentru bunătatea lui. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Deci, mei, suntem la o seară de evangelizare. Vreau să vă spun că evangelizarea sau perioada de evangelizare nu este o perioadă pe care noi o organizăm în biserică pentru că vrem să scoatem biserica dintr-o anumită stare de rutină, de obișnuință. Perioada de evangelizare este ceea ce noi trebuie să facem pentru că Scriptura ne spune că trebuie să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Și atunci când facem lucrul acesta, noi cei care predicăm cuvântul lui Dumnezeu avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Știți care este aceasta? să predicăm adevărul lui Dumnezeu. De ce a scris Apostolul Pavel, zicea, noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Și Hristosul acesta este adevărul lui Dumnezeu. Că el a spus despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci avem această mare responsabilitate să proclamăm adevărul lui Dumnezeu. Nu multă poveste, nu multă glumă, nu adevărul lui Dumnezeu. Pentru că adevărul lui Dumnezeu este cel care ne mântuiește. Dumneavoastră, cei care ascultați proclamarea scripturilor, dragi mei, trebuie să pricepeți că această proclamare vă responsabilizează. În ce sens? De ce dumneavoastră, care ascultați Evanghelia, Cuvântului Dumnezeu, sunteți responsabilizați? Știți în ce sens? În sensul că de acum încolo nu să mai aveți nicio scuză. Nu o să puteți spune, nu știm, n-am auzit. Pentru că Dumnezeu, printr-o seară de evangelizare sau mai multe seri de evangelizare, pune adevărul lui înaintea noastră. Și noi nu putem zice, Dumnezeu, n-am știut. Dumnezeu să spună, dar nu ți s-a spus în seara cu tare? Sau în ziua cu tare? Sau în biserica cu tare? Și dincolo de această responsabilitate, responsabilizare, dragii mei, este responsabilitatea de a face ce zice Dumnezeu. Știți că s-a dus un învățător al legii la Domnul Iisus Hristos și uh, i-a pus întrebarea asta, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Vreau să vă întreb, omul ăsta știa ceva din cuvântul lui Dumnezeu? Ce este scris în lege? Cum citești în ea? A zis Domnul. Și omul ăsta a început să, să citeze din legea lui Dumnezeu, pentru că era învățătorul legii. Și a zis Domnul Iisus Hristos așa, faptul că știi, te obligă să te duci să faci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. <coughs> Dragii mei, am citit cuvântul acesta din Scriptură, poate a fost o citire mai, mai lungă, o istorie din Vechiul Testament, pentru că din cuvântul acesta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să predic în această seară ceva care cred și mă rog lui Dumnezeu să ne folosească. Cu, nu știu, 2-3 ani în urmă, am auzit așa, la finalul anului, pe cineva, întrebând pe altcineva următoarea întrebare, cum ți-a fost anul trecut? Și spre surprinderea mea am auzit persoana aceea zicând, excelent, foarte bine, foarte bun. Cum imaginați-vă că în seara aceasta aș putea să stau de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră și să vă întreb cum ți-a fost anul 2023. Ce ați răspunde? Unii, excelent. Alții, n-a fost chiar foarte bun. Întrebarea pe care vreau să vă pun este următoarea. Când spuneți a fost excelent sau n-a fost un an foarte bun, la ce anume vă gândiți? Ce anume luați în calcul când spuneți a fost bun sau n-a fost bun? Poate că lucrul care noi luăm în calcul atunci când evaluăm anul care a trecut, că despre asta vorbesc acum, este ceva legat de așteptările noastre. Dacă, bună oară, la începutul anului 2023 am avut niște așteptări și pe parcursul anului s-au împlinit, zicem, a fost un an excelent. Dar dacă nu s-au împlinit așteptările. Bună am intrat în 2023 niște oameni bolnavi cu un anumit diagnostic și ne-am așteptat în cursul anului să ne facem sănătoși. Și nu ne-am făcut sănătoși. Și am încheiat anul 2023 tot bolnav, poate mai bolnav decât l-am început. Și zicem, pentru că nu s-a împlinit așteptarea, n-a fost un an bun. Deci, dar dacă eu vă spun în seara aceasta că evaluarea unui an de zile sau anumite perioade din viață nu este legată doar de așteptările noastre, ci de așteptările lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu are așteptări de la noi? Ei, dacă ne gândim la așteptările lui Dumnezeu, cum a fost anul trecut? Un an bun în sensul că ați împlinit așteptările lui Dumnezeu? Sau n-a fost chiar așa de bun pentru că n-am împlinit așteptările lui Dumnezeu? Am această introducere pentru că am citit în această seară despre un om căruia Dumnezeu i-a vorbit. A, a avut un vis, nu l-a priceput, au venit înțelepții, n-au reușit să, să îi spună interpretarea și l-a chemat pe Daniel. Și Daniel, interpretând visul acela, i-a vorbit din partea lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? După 12 luni, după un an de zile, vreau să vă întreb, ce s-a ales? De ce a vorbit Dumnezeu? Nimic. N-a făcut nimic. Omul acesta și-a irosit un an din viață. Dumnezeu i-a vorbit. Și omul ăsta un an de zile n-a luat aminte la ce a vorbit Dumnezeu. A irosit un an din viață. Mă vreau să vă întreb, sunteți în locul acesta oameni cărora Dumnezeu să vă fi vorbit? Poate la începutul anului 2023. Poate pe la mijloc. Ce ați făcut sau ce am făcut cu vorbirea lui Dumnezeu? Ne-a prins Sfârșitul anului 2023, ca niște oameni care am irosit vorbirea lui Dumnezeu, sau nu? Începem anul 2024, ne vorbește Dumnezeu, dragii mei. Ce facem cu vorbirea lui Dumnezeu? Omul acesta și-a irosit un an din viață. A irosi înseamnă, printre altele, să lași să treacă pe lângă tine ocazii potrivite, ocazii bune, să nu le fructifici. Asta înseamnă, printre altele, să irosești. Și acum vreau să prindec în seara aceasta cu ajutorul Domnului despre omul care și-a irosit un an din viață. Și dacă evaluându-ne viața noastră descoperim că am irosit anul 2023 și zile din anul 2024 să ne ajute Dumnezeu în anul acesta dragii mei să nu mai irosim Zile, săptămâni, luni, poate un an de zile din ceea ce Dumnezeu pune înaintea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O să mă opresc la câteva ocazii pe care omul acesta le-a irosit într-un an de zile. De când i-a vorbit Dumnezeu? Până peste 12 luni. Când a avut episodul acesta, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dumnezeu a făcut ceea ce a zis că face. Prima ocazie pe care a irosit omul acesta, a irosit ocazia trecerii de la curiozitate la credință. Sunteți de acord, frați și surori, prieteni dragi, că noi, prin construcția noastră, suntem ființe curioase? Sunteți de acord? Adică avem dorința asta să știm ceva nou, să cunoaștem, să experimentăm. Și asta se manifestă în foarte multe feluri, curiozitatea aceasta. Știți că atunci când Pavel s-a dus și a predicat în Atena, spune Sfânta Scriptură că cei din Atena, locuitorii din Atena, nu se ocupau cu altceva decât ce să facă. Să spună? Sau să audă? Ceva nou. Erau, erau oameni curioși, ca și noi în vremea noastră. Ei, dragii deci, mei, împăratul ăsta nebucat din țară a avut un vis. Marea lui curiozitate a fost ce însemnează visul acesta? L-a chemat pe înțelepți, l-a chemat pe Daniel și Daniel i-a spus Împărate, visul ăsta e despre tine. În sfatul din cer s-a luat o decizie cu privire la tine. Tăiați copacul, adică vei fi luat de la împărăție și vei fi aruncat cu fiele sărbatice. Vreau să vă întreb... Tâlcuirea asta pe care Daniel a dat-o împăratului, i-a stâmpărat curiozitatea aceea. A știut ceva. A știut ce înseamnă visul. Vreau să vă întreb, e suficient că a știut ce înseamnă visul acela? Imaginați-vă că în seara aceasta ar coboră un înger de la Dumnezeu din cer aici în adunarea asta, s-ar opri dreptul cuiva și ar zice, s-a luat în sfatul din cer o decizie cu privire la tine. Vei fi tăiat. Ar fi destul să știi lucrul ăsta? Dragii mei, sau trebuie să mergi un pas mai departe, ar trebui să, să faci ceva dacă Dumnezeu din cer a vorbit, ți-a spus, ți-a făcut de cunoscut și știi. Într-o zi Dumnezeu l-a trimis pe profetul Isaia la împăratul Ezechia Așa a zis așa profetul Isaia din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți spune, puneți casa în rânduială, Că vei muri, nu vei, nu vei mai trăi. Omul ăsta, împăratul ăsta, a făcut un pas dincolo de a ști ce vrea Dumnezeu. A făcut un pas. Spuneți-mi, dar scriptură că s-a întors cu fața la perete și a început să plângă, a vărsat multe lacrimi și a zis, Dumnezeule, adu-ți aminte că am umblat cu credincioșie înaintea ta. Am făcut ce este bine înaintea ta. Dumnezeule. Pentru că omul ăsta n-a fost. Mulțumit să știe. Omul ăsta a trecut la credința că Dumnezeu ceea ce zice și face. Slăvit să fie numele Domnului. Omul ăsta s-a mulțumit să știe. A, fug, a, a, a irosit această ocazie să treacă de la curiozitatea asta de a ști la credința că Dumnezeu ceea ce zice face. Știți, s-a venit. A venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr și a zis, bunule văzături, ce să fac să moșteniți viața veșnică? Curiozitate? Altă motivație? Nu știu. Domnul Iisus Hristos i-a spus, păzește poruncile. Și începe să spună Domnul că el vrea să știe care dintre porunci. I-a spus Domnul lista de porunci și a zis, pe astea toate le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Îmi mai lipsește ceva? Tu de acasă vinde ce ai, în parte la săraci, și vine, urmează, mai ascult ce urmează, mă. Nu să vă întreb. A fost suficient pentru tânărul ăsta ca știut? Că a răspuns Domnul la această întrebare, la această curiozitate, a fost suficient? Sau trebuia să facă un pas mai departe? Spuneți vă Scriptura că uh, avea multe bogăție, a întors spatele și a plecat. Stătea uh, pilată în fața Domnului Iisus Hristos, și l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Și a zis, domnul, da, eu sunt împărat, împărăția mea nu-i din lumea asta, că dacă ar fi din lumea asta, slujitorii mei s-ar lupta pentru mine, dar împărăția mea nu-i din lumea asta. Și a zis Pilat atunci, un împărat, tot ești. Și a zis domnul, da, sunt un împărat. i-a fost suficient la Pilat Faptul că a știut că în fața lui stă împăratul care are o împărăție din altă lume, i-a fost suficient? Ce ziceți? N-a fost suficient. Pentru că nu-i destul, dragii mei, să-ți stâmperi curiozitatea ducându-te ducându la seară de evangelizare, ducându-te să asculți o muzică frumoasă, deschizând internetul și să asculți predici care mai de care sunt pe gustul, pe gustul dumneavoastră pierdem ocazie după ocazie. Atunci când ezităm, dragii mei, să trecem de la curiozitatea care să ne stâmpere ceva din noi, la credința în Dumnezeu și în Domnul Isus Hristos. Irosim ocazii. Zile, săptămâni, luni, ani din viață. Și ne mulțumim că suntem undeva într-o biserică. Deci, mei, atunci când ne stâmpărăm curiozitatea noastră, chiar religioasă fiind, ascultați-mă bine, nu ne ajută la nimic. Și în ziua aceea despre care s-a cântat în seara aceea când va fi ocazia să-L vedem pe Domnul nostru Isus Hristos, mare va fi surpriză. Că am stat în biserică ani de zile, și am irosit ocazia să trecem de la simpla curiozitate de a asculta lucruri noi interesante la credința dată sfinților dată pentru totdeauna, credința care ne poate mântui. Deci nu folosește la nimic. În vremea lui Noe, dragii mei, când pământul era stricat, oamenii au stricat toate întocmirile gândurilor din inima lor, le-au îndreptate spre rău în fiecare zi. Dumnezeu a ridicat un propovăduitor, un predicator, dacă vreți. Ăsta era Noe. Prin cuvinte și prin trăire omul ăsta vorbea despre Dumnezeu și despre judecata lui Dumnezeu și despre neprihănirea lui Dumnezeu. Mă vreau să vă întreb iar, le-a folosit acelor oameni la ceva? Faptul că știau că Dumnezeu va aduce o judecată? mâncau, beau, sensurau, se măritau, zideau, sădeau, până în ziua în care a intrat noi în corabie. Și n-au vrut să știe, dragii mei. S-au mulțumit că e un predicator acolo printre ei, un propovăduitor care trește poate ceva mai ciudat, lucrează la ceva la fel de ciudat, fără să se gândească, eu trebuie să mă, să cred serios în judecata lui Dumnezeu care vine peste pământul ăsta stricat. Nu folosește la nimic. Dragii mei, noi avem ocazia să trecem de la simpla curiozitate de a participa la sir de evangelizare la credință. Și credința asta ar trebui să însemne, dragii mei, acceptarea faptului că Dumnezeu știe totul despre noi. Știa totul Dumnezeu despre Împăratul Nebucanețar știa cât e de mare, știa cât e de falnic, știa nu doar prezentul, știa viitorul, știa cum va decurge istoria vieții lui. Deci, mai Dumnezeul care este în cer, noi suntem aici pe pământ, Dumnezeu știe despre fiecare dintre noi detaliile vieții noastre. Zicea psalmistul în psalmul 139, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Adică e aici în mintea mea încă. Și tu, Dumnezeule, și cunoști. Știi când stau jos și când mă, mă scol și de departe îmi toate gândurile. Totul este cunoscut. Credință înseamnă să accept că Dumnezeul acesta știe toate lucrurile. Și credință înseamnă că atunci când stau în fața acestui Dumnezeu care îmi vorbește, încep să mă evaluez. Știți ce a zis Daniel aici, către către bogate de țară? copacul acesta ești tu. Nu vorbește despre un pom care s-a dezvoltat extraordinar, care arată impunător, arată maestos. Împărate, este vorba despre tine. Când te uiți la vorbirea lui Dumnezeu în această icoană de vorbire, trebuie să te vezi pe tine, împărate. Despre tine este vorba. Uite ce mai e? Când Dumnezeu ne vorbește, despre noi este vorba. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute. Deci, în primul rând, prima ocazie irosită de omul acesta a fost aceea de a, a ocazia aceasta de a trece de la curiozitate la credință. Prea mulți membrii de biserică, nu la Beclan, ascultați-mă bine, se mulțumesc să stâmpere curiozitatea cu predici frumoase, cu cântări excelente, dragii mei. Prea mulți se mulțumesc cu atât. Astea nu o să ne ducă, dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu. Să ascultăm în fiecare zi, de dimineața până seara predici. Dacă nu trecem la credința pe care Dumnezeu o caută în fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute. A doua ocazie pe care o irosit omul acesta a fost ocazia de a-L lua în serios pe Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră Că Dumnezeu vorbește. De ce credeți? Să uite să pun altfel întrebarea. Ce așteaptă Dumnezeu atunci când vine, într-un fel sau altul, să ne vorbească și să ni se descoperă? Ce așteaptă Dumnezeu? Frumos ne-ai vorbit Dumnezeule. Și mergem și ne. Ne vedem de la noastră, știți? La într un într-o anumită ocazie, când au venit oamenii cu grămada să asculte pe Domnul Iisus Hristos, au văzut lucrări pe care le-a făcut, au zis, azi am văzut lucruri nemaipomenite. Bine, le-ați văzut. Ați auzit că predicator ca Domnul Iisus Hristos nu este cine să legaleze. Când Dumnezeu din cer vorbește, când Dumnezeu din cer ni se descoperă, dragii mei, El vrea ca noi să luăm în serios. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Nebucandențar, Dumnezeu aștepta ca omul ăsta să-l ia în serios. Ce înseamnă să-l iei în serios pe Dumnezeu? Ce înseamnă, frate și încă o dată, dacă aș avea o să stau de vorbă cu fiecare dintre noastre și v-aș întreba, îl iei în serios pe Dumnezeu, toți mi-a spune că luați în serios pe Dumnezeu. Numai că unul ia într-un fel, altul ia în alt fel. Ce înseamnă să-l iei în serios pe Dumnezeu? Printre altele, știți ce înseamnă? Înseamnă să-i recunosc poziția pe care o are Dumnezeul acesta, poziție de autoritate supremă. Știți că asta a fost, asta a fost rezultatul testului la care l-a pus Dumnezeu până la urmă pe împăratul Emoențar. Mi-am ridicat ochii și am recunoscut că Dumnezeu stăpânește. Dumnezeu este stăpân și dă împărăția cui vrea El. Adică trebuie să recunosc, atunci îl iau în serios când recunosc că Dumnezeul acesta este autoritatea supremă în acest univers. Dacă Dumnezeu zice, tăiați-l pe nebucanețar. Se poate cineva împotrivit, ce ziceți? Dacă Dumnezeu zice, uh, uh, mai treci 15 ani lui Ezechia bună Se poate lucrul acesta sau nu se poate? Că Ezechia era bolnav pe moarte și Dumnezeu nu l-a trimis pe, uh, pe profetul Isaia să aplice nu știu ce medicamente, să dea nu știu ce tratament, să ducă la nu știu ce spital, la nu știu ce specialist. Dumnezeu a spus, îți mai dau 15 ani de zile. Și autoritatea asta a vegheat ca ce a zis să se împlinească. Slăviți să fie numele Domnului. Deci, Dumnezeu ăsta este autoritatea supremă în Univers. Atunci le iau în serios pe Dumnezeu. Și le iau în serios pe Dumnezeu atunci când accept că ce zice El. Ascultați-mă. Ce zice El. Așa se întâmplă. Noi vorbim aici despre uh, faptul că istoria se apropie de final, că vine Domnul Isus Hristos, că toți vom sta înaintea lui într-o zi, că va trebui să dăm socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Ați auzit lucrurile astea din Biblie? Le-ați auzit? Și venim la biserică de zeci de ani de zile. Și vreau să vă întreb dacă l-am luat în serios pe Dumnezeu crezând, acceptând că asta chiar se va întâmpla. Într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Pentru orice cuvânt nefolositor, să dăm socoteală. Dacă Dumnezeu zice ceva, ceea ce zice Dumnezeu se face. Asta înseamnă să-L iau în serios pe Dumnezeu, să accept că așa va fi. Să a dus profetul Elisei, și a celor din Samaria care erau muritori de foame, cetatea era împresurată de sirieni și a zis, mâine, la ceasul acesta, se va vinde mâncare la poarta cetății. Rațional nu era posibil. Nu era posibil. Vreme destul de îndelungată, dragii mei, dușmanii erau, erau dincolo de ziduri, împresurau cetatea. Cum să vină mâncare în cetate când sirienii sunt dincolo? În cetate nu era mâncare de multă vreme. Au ajuns până acolo încât să-și mănânce uh, mamele copiii. Și a zis călărețul pe brațul care se rezema împăratul, chiar dacă face Dumnezeu fereastră în cer. Așa nu se poate. Asta înseamnă să nu-L iei în serios pe Dumnezeu. Asta înseamnă să nu crezi că Dumnezeu este Dumnezeu. Și dacă El zice ceva, ceea ce zice ce se face. Și a zis profetul Elisei, mâine, mâine, vei vedea cu ochii tăi. Ce a zis Dumnezeu? Asta se face, că a zis Dumnezeu. Tu nu vei mânca din ele, din bucatele acelea, dar ce a zis Dumnezeu se împlinește. Pentru că, dragii mei, asta înseamnă să-L iau în serios pe Dumnezeu. Ce zice El se face. Și eu aici, pe pământ, îl iau în serios pe Dumnezeu, împlinind așteptările lui. Adică, ascultând de el. Chiar dacă mi se pare uneori că e greu să ascult de Dumnezeu, este ceva care e dincolo de, de logică, de rațiune, dar dacă a zis Dumnezeu, îl iau în serios când ascult de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu i-a zis într-o zi lui Avram, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, adul jertfă pe munte pe care ți-l arăt eu, a luat serios pe Dumnezeu, înseamnă să iei pe Isaac, să pornești la drum, să te urci pe munte, să pregătești altarul și să aduci jertfa cu credința că Dumnezeu ceea ce a promis, ce a zis, va face, adică în Isaac te va binecuvânta. O să ți-l dea înapoi în via din morți. Dar Dumnezeu nu poate să mintă dacă a zis că în Isaac vei fi binecuvântat. Chiar dacă tu îl duci pe munte să-l să refești. Dumnezeu ți-l dă da înapoi. A crezut. Avram lucrul acesta. A crezut, scrie cartea evrei, că Dumnezeu poate să-i dea înapoi în via din morți. Și ca înviat din morți l-a primit. Ca înviat din morți l-a primit. Asta înseamnă să-l iei în serios pe Dumnezeu. Ei, împăratul ăsta a irosit ocazia de a lua în serios pe Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit, i-a intrat pe o ureche și a ieșit pe cealaltă. Sau cum spune în Cartea Psalmilor, că fac unii dintre oameni, aruncă înapoi a lor cuvintele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, eu ies și îmi văd de ale mele, asta înseamnă să nu le iau în serios pe Dumnezeu. A treia ocazie pe care a, risip, a irosit omul acesta a fost ocazia de a fructifica sfaturi înțelepte. Daniel nu i-a spus împăratului doar semnificația visului. Nu i-a interpretat doar visul pe care împăratul a avut și prin lumina Duhului pe care Daniel îl avea în el să spună împărate, asta înseamnă visul. Daniel i-a dat un sfat și a zis așa Daniel, împărate placă-ți sfatul meu vreau să vă spun ceva sfatul acesta pe care Daniel l a dat împăratului a fost un act de curaj mă înțelegeți? el era un un simplu slujitor împăratul ăsta nu era cel mai amabil om de pe fața pământului mă înțelegeți? Și cu toate acestea, Daniel stă în fața împăratului și spune împăratului, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale. Nu să vă întreb, e ăsta de curaj? Celui mai mare împărat din vremea aceea, un slujitor, să meargă să-i spună, pune capăt păcatelor tale. Dar vreau să vă spun ceva. Orice slujitor al lui Dumnezeu, orice creștin, ar trebui să aibă curajul acesta să spună, pune capăt păcatelor tale. Pentru că, dragii mei, Biblia ne învață că noi trebuie să ne sfătuim unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții. Chiar dacă uneori a da un sfat înseamnă act de curaj. Ioan Budezdor a stat în fața lui Rod și a zis... Nu-ți este îngăduit să o ai de nevastă pe nevasta fratelui tău. Nu-ți este îngăduit. Și știți că uh, împăratul Irod a pus mâna pe Ioan Putețorul tocmai pentru asta? Îi plăcea să-l asculte. îl chema din când în când să-i predice. Îi plăcea cum. Uh, Dar n-a putut să suporte când i-a spus pune capăt păcatelor tale. Sfatul acesta a fost, de mei, act de curaj. Dar sfatul acesta avea menirea să-l pună pe împăratul nebucanențar într-o relație cu Dumnezeu. Împăratul ăsta avea o grămadă de Dumnezeu. Acum s-a interferat cu Dumnezeul acesta și Daniel i-a spus cam ce ar trebui să facă înaintea acestui Dumnezeu care i s-a descoperit în așa fel încât Dumnezeu ăsta să schimbe hotărârea. Poate că ți se va lungi fericirea. Frați și surori, sfatul pe care noi trebuie să-l dăm, trebuie să aibă, dacă veți, această direcție, să-i pună pe ceilalți într-o relație bună cu Dumnezeu. Au venit la, la Ioan Botezătorul niște noroadele și au zis, noi ce trebuie să facem? Și a zis, le-a dat un sfat, a zis Ioan Botezătorul, cine are două haine, să de la cine are, cine are de mâncat, să facă la fel. Au venit vameșii și au zis, noi ce să facem? Păi să nu luați mai mult decât vi s-a poruncit să luați. Au venit ostașii, noi ce să facem? Păi să nu stoarceți prin amenințări și să vă mulțumiți cu lefurile voastre. În ziua cinzecime, când, când Petru a predicat Evanghelia, oamenii aceia au zis, fraților, ce să facem? Și Petru zice, pocăiți-vă, fiecare să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, apoi veți, fi, veți primi darul Sfântului Duh. Adică le dă un sfat. Să pună într-o relație bună cu Dumnezeu. Știți cum putem noi să ajungem într-o relație bună cu Dumnezeu? Știți? Știți ce a însemnat sfatul ăsta pe care Daniel a dat împăratului nebucanițar? Știți, frații mei? A însemnat pocăință. Pocăiește-te! pune capăt păcatelor tale, înseamnă împărate, pocăiește-te! Asta înseamnă și când Dumnezeu din cer ne vorbește, dragii mei ascultători, și zice Dumnezeu printr-un om sau prin alt om, sau prin Scriptură sau printr-un sfat primit, pune capăt păcatelor tale, nu face Dumnezeu altceva decât să spună omule, pocăiește-te! Știți? Știți cum și-a reînodat relația cu tatăl său fiul risipitor. Știți, frații mei? Era nenorocit acolo departe, într-o țară îndepărtată. Muritor de foame. Și a zis în sinea lui, o să mă scol, o să mă duc acasă la tata și o să-i zic așa. Ce, ce să-i zică? Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și dragii mei, această pocăință l-a detenat pe tata să facă sărbătoare. A luat vițelul, i-a luat, dat haine noi, i-a adunat pe toți și a făcut sărbătoare. Pentru că fiul ăsta care era mort și care era pierdut, în înviat și a fost găsit în momentul în care s-a pocăit și a spus am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Deci, dragii mei, sfatul acesta, ca act de curaj, avea menirea să-l pună pe împăratul într-o relație bună cu Dumnezeu. Dar ascultați-mă, sfatul acesta nu era doar un act de curaj, era un act de credință din partea lui Daniel. Știți în ce sens? Daniel știa ceea ce ar trebui să știm fiecare dintre noi. Cum reacționează Dumnezeu la pocăință? Știa. Știa Dumnezeu că dacă împăratul ăsta păgân Împăratul ăsta care și-a irosit viața până atunci, a trăit cum a vrut el, ca un despot poate. Dacă omul ăsta se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-i lungească zilele și să-i dea fericire. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care iartă pe cei care se pocăiesc. Daniel credea lucrul acesta, de aceea a zis, pune capăt păcatelor tale și poate ți se va lungi fericirea dacă te pocăiești. Dumneavoastră, mai credeți într-un asemenea Dumnezeu? Care are nevoie de pocăința noastră, dar are și disponibilitatea să ierte oricât de multe și oricât de mari păcate ar fi făcut cineva. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură despre Manase, fiul împăratului Ezechia. A fost unul dintre împărații foarte răi din Iuda. Zice Sfânta Scriptură că el a fost pricina că poporul a păcătuit și a făcut lucruri rele, mai rele decât popoarele pe care Dumnezeu le-a nimicit din zona aceea. Și pentru că a păcătuit așa atât de grav și a trecut fiul prin foc în cinstea lui Moloc. Spune Sfânta Scriptură că împăratul siri a venit și l-a luat și l-a dus rob. L-a pus în lanțuri. Și de acolo din robie și din lanțuri a strigat spre Dumnezeu, s-a pocăit. Și ascultați ce spune Biblia. Dumnezeu, lăsându-se în duplecat. L-a ascultat, l-a scos din robie și l-a dus înapoi în țara lui Iuda. Are Dumnezeu disponibilitatea să facă lucrul acesta? Omul ăsta, Împăratul nebogănețar, a irosit un an din viață, dragii mei, atunci când a, a, a ignorat această ocazie de a fructifica un sfat înțelept. Dumnezeu este Dumnezeul care -i iartă. S-a dus Ilie la împăratul Ahab și a fost unul dintre împărații foarte răi. Încăsătorit cu o femeie păgână, păcatul, poporul la a căzut în apostazia într spatele lui Dumnezeu și Ilie s-a dus și l-a găsit în via lui Nabot și a zis așa Dumnezeu va mătura tot ce ține de casa lui Ahab și unde au lins câinii sângele lui Nabot vor linge câine sângele tău aspru și Ilie a plecat și spune Sfânta Scriptură că împăratul s-a îmbrăcat cu un sac a început să postească, mergea încet și nu a mers, poate foarte departe și a zis, Dumnezeu, ai văzut cum s-a smerit cum s-a pocăit dacă vreți. Du-te și întoarce-te și spune că din cauza asta nu o să aduc nenorocirea în timpul vieții lui. ăsta e Dumnezeu? Dragii mei, noi suntem chemați să nu ignorăm sfaturile înțelepte. Să le fructificăm. Acele sfaturi care ne îndreaptă spre Dumnezeu și spre pocăința noastră care atrage din partea lui Dumnezeu iertarea păcatelor. Este cineva în locul acesta care să poată, să poată zice eu n-am nevoie să mă ierte Dumnezeu. Este cineva. Toți avem nevoie de iertare la Dumnezeu. Și atunci toți trebuie să punem capăt păcatelor. Dacă cineva, un păstor de biserică, un predicator al Evangheliei, un tată sau o mamă, vorbind cu un fiu sau o fică, spune, pune capăt păcatelor tale, e sfatul din partea lui Dumnezeu, acestui Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului, ci vrea mai degrabă, degrabă ca el să se întoarcă și să trăiască. E sfatul pe care trebuie să-l fructificăm. Sau și mă întreb, câte sfaturi înțelepte am irosit în anul 2023? Vom continua să le irosim acum, în anul acesta? Sau vom lua minte la sfaturile acestea pe care Dumnezeu le trimite într-un fel sau altul? Vreau să mai spun un singur lucru, deja timpul a trecut și nu vreau să vă pun răbdare la încercare. A patra ocazie pe care omul acesta a irosit a fost ocazia de a fructifica Harul lui Dumnezeu. Dragii de ce credeți dumneavoastră că după ce a vorbit Dumnezeu și în sfatul din cer s-a luat această decizie, tăiați-l, începe să treacă o zi, să treacă două, să treacă o săptămână, să treacă o lună, să treacă două, să treacă douăsprezece? Ce au însemnat aceste 12 luni de când hotărârea a fost luată? Har de la Dumnezeu! S-a dus Iona la Ninive și s-a dus cale de o zi. Vorbea cuvintele pe care Dumnezeu le-a pus în gura lui. Și a zis, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ce au înseamnă 40 de zile? Har de la Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu, după ce i-a spus acestui om, ce s-a hotărât în sfatul din cer, Dumnezeu încă este Dumnezeul harului. A, a rostit, dragime, în sfatul din cer judecată: Tăiați copacul, lăsați trunchiul acolo, rădăcina, legați cu lanțuri, lăsați-l. Și începe să curgă timpul și copacul nu-i tăiat. Și împăratul se gândește la ale Lui și își face treburile lui și trăiește viața lui. Și judecata lui Dumnezeu încă nu se împlinește, pentru că Dumnezeu, chiar dacă rostit sentința asta, încă este Dumnezeul Harului. Slăvit să fie numele Domnului! Chiar dacă Dumnezeu rostește judecată pentru nimive, încă este Dumnezeul Harului! Și ascultați-mă, această perioadă de Har, chiar dacă judecata este luată, dragii mei, este perioada în care Dumnezeu așteaptă. Așteaptă ce vă spuneam mai înainte, așteaptă pocăință. Așteaptă să luăm în serios pe Dumnezeu. Așteaptă să trecem la credință. La credința aceea care ne poate mântui sufletele. Dumnezeul acesta așteaptă. Și vreau să vă întreb, cei din Inive, știți istoria celor din Inive? Cei din Inive au fructificat Harul lui Dumnezeu? Au fructificat sau nu au fructificat? Sigur că au fructificat. Pentru că toți s-au îmbrăcat în saci, au început să postească. Nu doar că s-au îmbrăcat în și au început să postească, adică să facă figurație înaintea lui Dumnezeu. Au început să se întoarcă de la căile lor rele. Asta însemna pocăință, să te întorci de la calea ta cearea. Și spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu din cer. A văzut ce făceau. Făcea. Undeva pe o ridicătură acolo stătea una mânios că zilele și nu se mai împlinește judecata lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu către Iona, Iona, ție, ție milă de curcubetele ăsta, o plantă care a crescut tot prin vrerea lui Dumnezeu ca să-i facă umbră, că bătea soarele în cap, așteptând să vadă cum se plinește cuvântul cel rostit, de el, adică în nimicită. Ție, ție milă de curcubetele ăsta și mie să nu fie milă, adică să n-am har, față de cetatea asta în care sunt peste 120 de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stângă, să nu fie milă. 40 de zile din momentul în care Dumnezeu a rostit sentința. A fost vreme de har. Deci, mei, împăratul acesta, pentru că n-a fructificat vremea asta de har, Dumnezeu l-a pus la o disciplinare serioasă. N-a vrut Dumnezeu să-l piardă. Și chiar dacă vreți, disciplinarea aceasta serioasă a fost tot har de la Dumnezeu. Disciplinarea pe care Dumnezeu ne-o aplică uneori ca un părinte duhovnicesc, ca un părinte adevărat, este hard de la Dumnezeu. Dragii mei, și disciplinarea aceasta a venit sau vine uneori în momentul în care nu te aștepți sau te aștepți cel mai puțin. Știți când a venit această disciplinare peste împăratul Nebucanețar, știți? când era cel mai mulțumit de realizările lui. Când era cel mai mulțumit, cum o duce? Cel mai satisfăcut de sine însuși. Nu este acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea mea. Nu, nu este asta ce îmi datorez mie. Și uită că Dumnezeu i-a dat puterea asta. În momentul în care se ajută cel mai puțin. Și Dumnezeul acesta care i-a dat Dumnezeu acesta începe să ia, zice Daniel, află că ți s-a luat împărăția. S-a luat împărăția, s-a luat sănătatea că a avut ceva probleme, spun cercetătorii probleme psihice, probabil, da? I s-a luat popularitatea. Că a fost luat dintre oameni, unde era mare între oameni, a ajuns să fie cu animalele sălbatice. După ce Dumnezeu a pompat și a dat și l-a făcut mare, știți, dragii mei, că chiar la începutul cărții Daniel zice, Că pe vremea împăratului Nebogânțar, pe vremea împăratului Ioachim, împăratul Iuda, în anul lui al treilea, a venit Nebogânțar la Ierusalim. Și Domnul a dat cetatea în mâinile lui. Dacă împărate a ajuns la Ierusalim, dacă a intrat în cetate, dacă a luat vase din templul lui Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu ți le-a dat astea. Dar vine vremea în care Dumnezeu îți ia. Și procesul ăsta de disciplinare împărate, să știi, va ține șapte vremi, până când? Până când vei recunoaște că Dumnezeu este Cel ce stăpânește. Și zice împăratul aici, la vremea sorocită, mi-a venit mintea la cap și mi-am ridicat ochii spre cer și am zis că Dumnezeu este Cel care stăpânește peste toate lucrurile și peste toate împărățile Pământului. Dragii mei, vreau să mă opresc aici. Întrebarea mea este, cât timp din viața noastră am irosit după ce ne-a vorbit Dumnezeu? Că ne-a vorbit Dumnezeu de mai multe ori. Ne-a vorbit Dumnezeu în biserică și în afara bisericii. Ne-a vorbit Dumnezeu acasă sau ne-a vorbit Dumnezeu într-un anumit colectiv de oameni unde a fost. După ce ne-a vorbit Dumnezeu, cât timp am irosit? Și n-am trecut la a crede în Dumnezeu. N-am luat aminte la sfaturile Domnului, nu am luat în serios pe Dumnezeu. N-am fructificat harul lui Dumnezeu. Că încă o dată, vorbim aici despre unul care a murit la Paris, altul care a murit în Spania. M-a fost la, la o evangelizare la, la Dobric și am aflat acolo despre despre ce s-a întâmplat în Spania, dragii mei. Sau cum zice Luca în capitolul 13, că au venit și oameni și au zis, către Domnul, ai auzit ce s-a întâmplat cu galinenii pe care i-a măcelit Pilat? Și a zis Domnul, credeți că voi sunteți mai buni decât ei? Noi suntem mai buni decât cei care, despre care, dragii mei, vorbim aici și pe care îi plângem, poate? Dar e har de la Dumnezeu. Și întrebarea este, câte zile, câte săptămâni, câte luni vor trece irosind harul lui Dumnezeu? Seara aceasta cred că este o seară în care Dumnezeu a vrut să se apropie de noi prin exemplul acestui om, prin acest cuvânt din Scriptură. Omul ăsta și-a erosit un an de zile din viață după ce Dumnezeu a vorbit. S-ar putea ca noi să fi erosit ani de zile. Ocazii nenumărate. Măcar seara aceasta să fie seara în care să zicem, Doamne, iartă-ne pentru că nu te-am luat în serios pe Tine. Iartă-ne că am luat cuvântul și l-am aruncat înapoi a noastră. Iartă-ne că n-am fost serioși cu adevărul tău, cu vorbirea ta. iartă de că oricâte sfaturi mi s-au dat, le-am ignorat. Și, dragii mei, dacă împăratul de Pogadințar a ignorat sfaturile acestea, a făcut-o din cauza mândriei. El era împăratul și încercați -vă să ți dați sfat unui om mândru și -o să vedeți că nu o să aveți nicio izbândă. La seara aceasta Dumnezeu vrea să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să primim sfatul lui Dumnezeu și să stăm înaintea lui Dumnezeu pocăindu-ne. Adică luând păcatele noastre, ducându-le înaintea lui Dumnezeu, punând capăt păcatelor și hotărându-ne să trăim o viață în acord cu voia lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați în picioare și legem în rugăciunea aceasta. Fiecare dintre noi, stând de vorbă cu Dumnezeu, să punem viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam, Dumnezeu este disponibil să ierte orice păcat, oricât de multe ar fi ele, oricât de mari ar, fi, mari ar fi fost păcatele. Poate a venit în locul acesta la Biserică de ani de zile. Și numai Dumnezeu știe cum am trăit înainte lui Dumnezeu. Seara aceasta este seara iertării noastre. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.